Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, pale celui întresfinț Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, cu rugăciunile Sfântului Preacuviosului Eftimie cel Mare, a cărei pomenire o să rășim, pale Sfinților Ierarhi, al Maximonii și Lichere Mărturisitor și Nectare de Ghina Făcătorii de Minune, pale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinți, Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliați, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Întrebările din slujba călugăriei, adresate de către preotul slujitor, celui care vine să se călugărească, care este așezat în fața Sfântului Altar, într-o culcat cu fața în jos, ca și cum ar fi răstignit. Și răspunsul este, dorind viață pusnicească, preacuvioase Părinte. Ce înseamnă cuvântul acesta, viață pusnicească? Viață pusnicească a însemnat să-și trăiești viața în pustie, într-un loc pustiu, într-un loc în care să nu te întâlnești cu oameni care trăiesc într-un mod cotidian în lumea obișnuită, în orașe, în sate, în comunități. De ce monahismul, iubiților credincioși, a început, iată, în pustie și ne aducem amintea cu câteva zile de viață Sfântului Antonie cel Mare, care s-a retras din lume, a vândut totul și a plecat în pustie? De ce au alergat călugării după el din lume, cerându-i să le fie povățuitor într-o viață astfel? Un singur motiv este, și anume, acești oameni și-au dorit ca să fie prezenți cu Hristos toată viața lor de când au intrat în pustie, într-un mod mai deosebit, mai profund, într-o relație mai atentă cu Dumnezeu. Nu că cei din lume n-ar putea să facă acest lucru, fiindcă și lor li se cere să fie cu Hristos permanent. Dar cei care au trăit și au dorit o viață izolată, aceștia, într-adevăr, au putut mult mai repede și mult mai atent să fie într-o relație de comuniune cu Hristos. Într-una din cuvântările mele am vorbit un pic despre rugăciune, citind din Sfinții Părinți, și aceștia ne povățuiesc spunând, o
rugăciune cu adevărat se face dacă ai mintea, inima duhovnicească și voința îndreptată către Dumnezeu. Mintea însemnând gândurile, inima duhovnicească însemnând simțirile și voința este puterea aceasta de a-ți dori un anumit lucru. Când acestea trei sunt îndreptate către Dumnezeu, atunci omul se roagă cu adevărat. Dacă stai cu cartea de rugăciune în față, iar mintea este în altă parte decât la cuvintele rugăciunii și la Hristos astfel, rugăciunea este o rugăciune cu mintea împrăștiată. Dacă stai cu cartea în mână și mintea încerci să o adunci, să urmărești cuvintele, dar simțirile tale sunt răzvrătite de patim, rugăciunea încă nu a ajuns la un stadiu de calitate. Iar când voința, adică ceea ce îți dorești tu în viață, în primul și în primul rând, nu este călăuzită, canalizată către Dumnezeu, atunci rugăciunea este o încercare de rugăciune. Pentru ca să se întâmple acest lucru mai ușor, mintea, simțirea și voința să fie către Dumnezeu, unii dintre creștini s-au retras din viața de zi cu zi, viața obișnuită, cum a spus, cetăți din lume, s-au retras în pustietăți. Un astfel de tânăr care s-a retras din viața aceasta a fost și Sfânt Eftimie, care va primi și numele de Cel Mare. El s-a născut în Armenia, în cetatea Melitină. S-a născut după rugăminții ale părinților lui, care nu aveau copii, trecea timpul și nu aveau copii. Părinții s-au rugat la Dumnezeu, mama lui a făgăduit că dacă îi va da Dumnezeu un copil, îl va dărui lui Dumnezeu. Și când a făcut această făgăduială, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un copil. Și s-a născut Sfântul Eftimie, care a fost o mare bucurie pentru părinți și prietenii părinților lui. De aceea și numele acesta de Eftimie, tradus înseamnă bucurie, veselie. La vârsta de 3 ani, mama și-a ținut făgăduința. Și având niște neamuri care erau la Mitropolia Melitinei, l-a încredințat pe copil acolo să crească și acolo să fie educat. Și a fost într-adevăr educat acolo, în cadrul Mitropoliei, și urmărit să crească duhovnicește și în învățături, de către doi anagnoși care mai târziu au ajuns pe rând fiecare mitropoliță ai Melitinei. Oameni tineri foarte educați și cu o viață duhovnicească înaltă. În acest mediu a crescut și Sfântul Eftimie cel Mare. Crescând aici, văzând viața monahală, dorința lui a fost să urmeze și el această viață, și anume viața de monah. Și așa, când a ajuns la vârsta tinereții, a cerut și a fost călugărit, iar nu pe mult timp a fost și filocăriacul și apoi preot aici, în cadrul Mitropoliei Melitinei. Având, dragii mei, o viață frumoasă, o viață într-adevăr închinată de Dumnezeu, cei din jur, observând lucrul acesta, l-au pus să fie și iesharhul mănăstirilor din Mitropolia Melitinei, adică cel care mergea în mănăstiri și supraveghea ca viața de acolo să fie o viață domnicească, o viață frumoasă, o viață înaltă. În schimb, această datorire era una care presupunea o cantitate mare de efort și muncă, lucru care de multe ori îl distrăgea de la viața de rugăciune. Și de aceea Sfântul Eftimie cel Mare, când a plecat să se închine la locul
Ierusalim și după ce s-a închinat la aceste lucruri sfinte, a plecat în pustietăți, în primul rând să întâlnească pusnicii din Palestina și să învețe de la ei viața pusnicească și totodată, la un moment dat, și-a dorit să rămână în pustiile din împrejurimile Ierusalimului. Și de aceea vedem pe Sfântul Eftimie cel Mare, la vârsta de 21 de ani, că se retrage în pustiul Fara, din Marele Pustiu al Iudeii, și acolo se întâlnește cu un alt tânăr care trăia în pustie, ce se numea Teoptist. Și împreună au legat o prietenie duhovnicească până la sfârșitul vieții lor. Și au început efortul acesta duhovnicesc. După un timp, au început să audă oamenii de viața lor și au început să-i caute. Să știți, iubiților credincioși, că aduce o viață în pustăcie este foarte greu. Lupta cea mai mare care se dă este la nivelul minții și a voinței și a simțirilor, dacă îți învoiești mintea. Dar este o luptă mai intensă decât se duce de obicei o luptă în lume. Fiindcă oamenii din lume, care trăiau având familii, trebuiau să se preocupe de multe ori de lucruri de zi cu zi. Să aibă grijă de copii, să-și asigură mâncarea, căldura și așa mai departe. Lucruri care făcea ca mintea lor să rămână, să fie ocupată cu lucruri practice și bune pentru viață. Dar atunci când ești în pustie, aceste lucruri dispar. Fiindcă, fraților, viața unui pusnic și descriu din viața Sfântului Eftimie cel Mare, este cam așa. Unii mâncau o singură dată în zi, după amiază, seara, și de obicei mâncau un pic de pâine, dacă fierbeau niște verdețuri care le găseau prin pustie, sau pur și simplu verdețurile le muia în apă cu sare și beau apă. Cam asta era mâncarea. Cea mai mâncare, alții mâncau doar un pic de pâine și apă, alții, dragii mei, mâncau o dată la 12, alții o dată la 13, la 4, la 7, unii chiar posteau de 12, doar cu apă. Deci, preocuparea pentru mâncare nu mai era o preocupare a lor. Haine nu se pune vorba. Trăiau și aveau niște haine călugărești simple, pe care le purtau ani îndelungați, tot cârpindu-le, nu-i vedea nimeni, nu-i controla nimeni, nu trebuia să fie îmbrăcați într-un anumit fel, așa cum e grija omului din societate. Deci nici în privința aceasta nu avea nicio grijă. Podoabe nici atât. Trăind o viață ascetică și, în general, izolată, adică trăiau fiecare în chilia lui, rar că se întâlneau să fie 2-3 într-o chilie, dar și așa, ei vorbeau foarte puțin, mai ales lucruri lumești. Dacă vorbeau, încercau să vorbească lucruri duhovnicești. Și aduceți-vă aminte de învățăturile Sfântului Antonie cel Mare și a Sfântului Eftimie cel Mare, care spunea, de exemplu, Sfântul Eftimie cel Mare povățuia pe monah, să vorbească cât mai puțin. Iar ceea ce vorbesc să fie lucruri domnicești, cu cuvinte din Sfânta Scriptură, cu cântări din psalm. Fiindcă știți prea bine, iubiților credincioși, că pentru orice cuvânt care iese pe gura noastră, vom da răspuns în fața judecătorului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cât de mult s-a luptat Sfinții aceștia și în mod special Sfântul Eftimie cel Mare de astăzi, ca să îi învețe pe viețuitor să nu clevetească, să nu judece. Și vă rog să citiți, să vedeți cât de mari păcate sunt acestea subliniate de acești sfinți. Deci nu sunt păcate simple.
De ce? De ce sunt păcate mari? Fiindcă ele blochează mintea noastră. Ați văzut când ești supărat pe cineva și începi în mintea ta să-l judeci, să-l clevetești apoi cu alții, judecată o face mintea ta, schimbă clevetirea în ce cu alții, vorbești despre persoana respectivă pe care tu nu o îngânduie. De aceea Mântuitorul chiar spune în Sfânta Scriptură, când ești iertat cu cineva, imediat să-l apună soare până nu-l ierți din inimă. Că dacă nu ierți, mintea ta va fi ocupată cu lucruri care sunt inutile, nefolositoare și care mai profund marchează sufletul tău. Și tu, în loc ca sufletul tău să ajungă un suflet blând, iertător, cugetător la cele dumnezeiești, el se transformă într-un om clevetitor, cârtitor, judecător, nemulțumit, deznădăjduit la omul. Este de luat aminte la scrierile acestor Sfinți Părinți. Și de aceea eu personal mi-am impus ca în cântările mele, fiindcă ne-am mai întâlnit împreună sau părțile voastre, cu părțile Sfântul al mea și cu părinți de aici, și ați ascultat de-a lungul timpului viețile Sfinților, viața Sfântului Anton, viața Sfântului Eftimie cel Mare. Iar știind lucrul acesta, eu mi-am impus ca să pun un pic mai mult accent pe învățăturile lor, pe ce învățau ei pe ceilalți. Fiindcă pe lângă a ști viața unui Sfânt, ca viață, ce a făcut, cum a trăit, cum a murit, este foarte important de a asculta ce a spus și cum i-a povestit pe cum au fost cei conducători de oși monahale, pe monah, sau arhierei, slujitori, patriarhi, care au povestit popoare, cum au fost Sfântul de Aur, Sfinții Marzafele lui Mișeran. Vă rog să citiți cu atenție, să vedeți cât de mult accent pune Sfântul Eftimie cel Mare pe acest lucru. Aveți grijă ce vorbiți, cât vorbiți. Un alt lucru, că iarăși foarte, la care ținea Sfântul Eftimie foarte mult, era vorba despre smerenie. Și povățea și le spunea, fiți smeriți, iertați ușor. Smerenia este mântuitoare, mândria este pierzătoare de suflet. Lucruri care sunt foarte importante și pentru noi în ziua de astăzi. Venind oamenii să fie povățuiți de Sfântul Eftimie cel Mare și Sfântul Teotist, aceștia au înființat mănăstiri, au așezat conducători și ei au fugit mai departe în pustie ca să aprofundeze mai mult viața aceasta de anahoret, viața de pustie. Și au plecat din zona aceasta afară, s-au dus undeva spre Marea Moartă și acolo au trecut Iordanul Mărunți și au găsit undeva o vale și uitându-se au văzut o peșteră greu accesibilă. Și cu greu s-au suit în acea peșteră și acolo s-au sărășuit. De obicei, ei căutau să aibă un pic de apă, și în rest trăiau cu curienile care erau în jur. Fiind pustiu, vă dați seama că erau puțini, dar așa își duceau viața cu darul lui Dumnezeu. Dar ce credeți că au putut să fie necunoscuți? Că odată trecând acolo niște beduini, i-au văzut în gura peșterii. La început s-au speriat. Dar apoi când Sfinții le-au spus că să nu se sperie că sunt oameni, au venit și au cunoscut și au făcut cunoscută prezența lor. Și aflând alți oameni creștini, au venit să se așeze în jurul lor. Și unde găseau și ei o crăpătură, o peșteră, un loc, se așezau și ei și după care cereau ca Sfinții să coboare din peșteră, să-i povățuiască. Se urcau din o peșteră și continuau într-o săptămână de ascetă. La un moment dat, Sfinții au construit biserică și au început să facă slujbe. Și veți vedea, și nu mai insist,
De câte ori tot au fugit Sfinții, lăsând în urmă mănăstiri cu rânduială, ca să fie în liniște și în nisihie. E de la Dumnezeu lucrul acesta ca să fi fost descoperiți, fiindcă Dumnezeu știa că oamenii au nevoie de astfel de mulțuitor. Așa a fost, pot să spun, întreaga viața Sfântului Știe cel Mare. O fugă după Dumnezeu, dar Dumnezeu făcea ca oamenii să caute și oamenii alergau după acești mulțuitori ca să-i călăuzească către Dumnezeu. A trăit 93 de ani. A lăsat în urma lui mănăstiri după mănăstiri, unde s-au strâns sute de căruri. De aceea spune Etroparul, bucură-te pustiu care nu rodeai. Acești sfinți s-au dus într-un pustiu total nerăbdător. Dar asceza lor, lucrând cu darul Dumnezeu, în urma lor au rămas mănăstiri ca niște flori care au răsărit în mijlocul pustiului. Flori care au adus, bineînțeles, flori lucești sfinți. Iubiților credincioși, fiind atenți la lucrul acesta, credeți-le Sfinților și de învățăturile ortodoxe, noi trebuie să învățăm să avem grijă la mintea noastră, la inima noastră duhovnicească, la ceea ce simțim și ce vrem să simțim și spre ce călăuzim voința noastră. Lucrul acesta se poate realiza atâta timp cât suntem liberi și avem o minte liberă, avem o minte, o voință pe care putem să o coordonăm. În zilele în care trăim noi astăzi, lucru care nu s-a întâmplat la nivelul acesta, deci la nivel global, se duce o luptă pentru a pune stăpânire pe mintea omului, pe voința lui, pe simțirile lui. Se duce o luptă programată, foarte bine gândită, bine în ghilimele spun, pot zic mai corect, diavolesc gândită, care se vede pe zi ce trece, că dă roade. Asta o spunem nu numai noi duhovnicii, o spune și dumneavoastră părinții, atât uitându-ne la noi, cât și uitându-ne în jur. Noi la fii duhovnicești, frățile voastre, la copiii dumneavoastră și la copiii celor din jur. Vedem, dragii mei, că la un moment dat nu ne mai putem aduna mintea. Trăim într-o lume care parcă de mintea noastră se trage cu niște lanțuri ca să o rupă. Simțirile noastre sunt atrase către patim. Voința oamenilor începe să se fie din ce în ce mai slabă în căutarea lui Dumnezeu și din ce în ce mai puternică în căutarea lucrurilor materiale lumești pătimași. În împlinirea acestui lucru se folosește diavolul prin oameni și de tehnologie. Și mi-aduc aminte anul trecut de Sfântul Iștimie că la sfârșitul cuvântării m-am povestit acel dialog, interviul luat unui fizician român care mi se pusese întrebarea dacă prin vaccin se introduc în corpul uman chipuri prin care se poate controla mintea umană. Și v-am spus concluzia emisiunii și v-am spus și părerea mea că concluzia emisiunii era că nu se pot introduce chipuri, fiindcă chiar dacă se introduce sunt prea mici, n-au antenă și nu pot fi coordonate în antenele mari și așa mai departe. Eu am spus că nu sunt de acord cu lucrul acesta și pot demonstra că având un telefon cu tine pot să controlez chipuri injectate în corpul uman și mai mult decât atât, din ce în ce mai multe informații au apărut care arată că se vrea implantarea unui chipul care să fie pus în contact cu mintea, cu creierul uman, ca să controleze memoria omului, capacitatea lui de gândire
și așa mai departe. E adevărat că de multe ori le îmbracă într-o haină a evoluției. Evoluție, nu știu ce, că nu mai se spune evoluție umană. Fiindcă la un moment dat, evoluția aceasta pe care o clamează ei, duce la dispariția umanității, a oamenilor. Și se preconizează lumea roboților. Și atunci, cum spun că este evoluția a omului? Pe când este o dispariție a lui, o transformare a lui, la un moment dat, și o preluare a lumii de către roboți. Iubiților credincioși, lucrul acesta, anul care a trecut, s-a confirmat că am avut dreptate. Că se vrea acest lucru. Și vă dau doar două exemple. Klaus Schwab, care ați auzit de el, directorul Fondului Mondial Economic de la Davos. Cel care strânge pe toți mai mari lumii și propun ce să se întâmple mai departe. Și mulți se închin și lui. Acesta a spus, vom începe acum o nouă eră în medicină, fiindcă vom introduce în corpul uman nanobozi și nanocicluri, care să transmită parametrii medicali ai corpului uman direct la medicul de familie. Iar acela, stând acasă, pe calculator, va suna și va spune, ai grijă, trebuie să iei tare, și ce fantastic este. Da, dragii mei, pare frumos. Tu nu mai trebuie să mergi la doctor, nu mai trebuie să faci investigații, unele sunt rușinoase și așa mai departe. E frumos, sună foarte frumos. Dar ia gândiți-vă, dragii mei, câte informații despre noi se vor transmite și ele, până ajunge la medic, vor ajunge în altă parte. Odată. Al doilea lucru. Aceste dispozitive care transmit parametri este posibil ca să și modifice din multe ori din acești parametri. Și atunci, practic, eu pot să controlez starea de sănătate a omului. Și de ce nu? De ce nu? Să-i pot controla mintea omului prin astfel de dispozitive. Deși mintea este o caracteristică sufletească, dar ea este într-o legătură profundă cu trupul acesta material și acționând asupra trupului material, a celulilor din creier, a sistemului nervos, eu știu, din corpul uman, pot să afectez prin legătura aceasta intimă și sufletul. Și o a doua informație este pe care a comunicat-o Ursula von der Leyen, șefa Uniunii Europene, care a spus, din luna februarie, va fi pusă în discuție și se va vota legea chipurilor pentru Uniunea Europeană. Și fiți atenți ce spune aici. Suntem deja în urmă. Trebuie să ne grăbim. Și spune mai departe așa. Să înțelegeți că digitalizarea e egal chipuri. Fără chipuri nu se poate digitaliza. Și vă rog, dragii mei, să vedeți ce făgăduințe, promisiuni au făcut, de exemplu, România în privința digitalizării. Și să vedeți câți bani sunt pregătiți să se investească în lucrul acesta. Eu sunt sceptic în a vedea că se vor face autostrăzi, fabrici, pentru ca să lucreze oamenii și să aibă ce trăi, școli, spitale, etc. Și sunt sigur că se va finanța puternic procesul acesta de digitalizare. De ce să facă fabrici să lucreze oamenii, dragii mei, când roboții sunt deja la un stadiu foarte înaintat de dezvoltare? Nu au nevoie de oameni. Nu vor mai avea nevoie de oameni. Și ca să vă mai spun încă un lucru, mi-a spus un preot de-al nostru, din Ardeal, un creștin era singurul dintr-o fabrică în care nu mai era vaccinat. Și toată lumea în capul lui. Directorul, șeful, colegii și așa departe. Nemai suportând această stare, până la urmă,
s-a vaccinat fals. Știți ce înseamnă? Ca să obțină certificatul verde. Și când a venit cu certificatul verde și l-a pus în fața directorului ca să nu mai bată la cap, ca să înțelegeți și o să vedeți de ce nu suntem de acord cu această metodă. Șeful îi spune, degeaba l-ai mai făcut. Trebuia să nu-ți mai faci. Trebuia să aștept să vină a patra doză, fiindcă ea vine cu tot cu chip, fiindcă se falsifică aceste certificate și atunci, venind a patra doză, când se va fi, va fi sigur că omul este vaccinat. Acum cu tot cu vaccin. Deci nu este exclus, dragii mei, s-au zis de a patra doză. Și iată o informație că a apărut așa, în viața reală, fără să-l cauți. Directorul presiunii că știa de undeva, că procesul acesta nu a încetat, ci va continua mai departe. Da, dragii mei, nu se termină cu pandemia, sau dacă se termină, ea trece. Motivul pentru care a fost pandemia rămâne și va fi pus mai departe în practică. Deci se vrea ca oamenii să fie cât mai supravegheați, cât mai controlați, cât mai manipulați. Să... Dacă certificatul verde a fost așa o să zicem, nehotărâre, să aveți grijă, dragii mei, de acum încolo. Chiar dacă suntem puși în față de a renunța la servicii, la un statut social, la lucrurile acestea care ne-au legat de societate, lucrurile devin din ce în ce mai periculoase. Până acum, vaccinarea a fost și este periculoasă. Vaccinarea la copii, dragii mei, este un mare pericol. Nu îndrăzniți să faceți ceva, cum veți răspunde pentru sufletele lor. Dar continuarea lor vine din ce în ce mai puternic și din ce în ce mai pe față. De aceea zic, pregătiți-vă în primul rând sufletește, duhovnicește. Știți prea bine ce înseamnă această pregătire, ce anume, cât mai aproape de Hristos, prin toate lucrurile pe care le-a lăsat Hristos, rugăciune și oranță curată, prezența la Sfintele Taine și Sfintele Slujbe, lupta pentru a ajunge să ne împărtășim cu Sfintele Taine și a fi într-o pace cu toți cei din jur. Să fim pregătiți. Și o pregătire trupească, care înseamnă, în primul rând, o învoire mentală cu situația aceasta, că nu va mai fi ca înainte, deci nu vă înșelați. Ne-au spus-o clar și nu glumesc. Nu va mai fi ca înainte. Că va fi mai greu, este ușor de anticipat pentru creștini. Dar având în față modelele acestor sfinți, sfinți mucenici, sfinți cuvioși și, în primul rând, modelul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, știind că Dumnezeu ne dă darul Său și nu ne va lăsa în greutăți mai multe decât putem duce, având aceste aminte, să mergem cu curaj mai departe. Sfântul Restim să ne fie și El rugător în fața Mântuitorului nostru, care să ne facă slava, cinstea și trecea în vecii vecilor. Amin. Să vorbim de astăzi și să vorbim de astăzi.